Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Eu sunt Alex Cornescu, iar în minutele următoare veți vedea un antrenament lung de intervale de 1 km, mai exact 12 intervale de 1 km cu 200 de metri alergare ușoară. Am venit pe stadionul Iolanda Balaș pentru acest antrenament și nu pentru pistă, ci pentru recuperarea de după. Au aici o mașină de gheață și mă voi băga cu picioarele în gheață la propriu. De fapt, mă voi băga într-un tomberon plin cu gheață. Sunt în pregătire de maraton. De fapt, am început pregătirea de maraton așa mai timid. Voi alerga în luna august la campionatul mondial de atletism de la Budapesta. Vremea momentan e bună aici. Este ora 7:30. Destul de cald, dar o să încerc să mă obișnuiesc cu ora startului. Cursa de maraton va fi tot la ora 7. Nu va fi diferență de fusorar, nu va fi diferență de temperatură, de climă, deci lucrul ăsta mă avantajează maxim, așa că nu rămâne altceva de făcut decât să mă antrenez cu spor, cu drag și spor pentru cursa de maraton. Cum ziceam, antrenament de intervale, după care recuperare cu gheață, după care voi merge la prietenii de la World Class, de la Radisson, pentru o repriză bună de jacuzzi. După care mă duc acasă să mănânc, că deja îmi este cam fomiță. Cam atât, nu mai stăm la vorbă, dăm drumul la încălzire, dăm drumul la intervale, dăm drumul la recuperare și dăm drumul la masă. Hai! Gata, partea de încălzire. Dăm drumul la intervale. S-a încălzit destul de rău, nu foarte rău, încă e umbră puțin pe jumătate de pistă. Dar după 12 intervale, cu siguranță temperatura va fi alta și mă voi încălzi și eu din cauza ritmului. Voi încerca să le fac destul de moderate, nu vreau să mă bag în ele pentru că e primul antrenament de intervale după o lungă pauză. Undeva, să zicem, voi începe cu 30 și voi încerca ușor să cobor, nu știu, poate maxim 3 minute. Sunt în stare de ritmul ăsta, nu fac probleme pentru că am alergat săptămâna trecută, un cross de noapte, prima cursă de 10 km nocturnă din București, la Bucharest 10K Grand Prix, și am alergat cu 3:04. 10 km, deci ritmul nu e foarte ridicat. Ceea ce vreau să fac este să țin pauza, legătura aceea de 200 de metri între intervalele de 1 km, vreau să o țin destul de sus și să nu fac mai mult de, să zicem, 1 minut alergare ușoară. Deci cam așa va fi antrenamentul de astăzi, 12 de 1 km, de 2 ture jumătate cu 1 minut alergare ușoară de legătură. Va fi intens, dar zic eu că îl voi duce la bun sfârșit. Hai, nu mai stăm la vorbă și dăm drumul la treabă. Slăbuț, slăbuț. 3:14.
dar nu am controlat-o. Am lăsat-o așa să mă încălzesc. O să le controlăm pe ultimele 10. Mai lăsăm mâna ușor, după care intrăm un pic în ritm. Cam atât și cu partea de intervale. 12 intervale de 1 km cu 200 de metri alergare ușoară. Am încercat să fac cei 200 undeva la 1 minut. Am reușit să fac asta pentru primele 6 intervale, după care am mărit puțin pauza pentru că era foarte cald și simțeam că nu mi revine în cei 200 de metri, de fapt, în minutul respectiv, și am lungit-o 1:30, poate uneori și 2 minute. Le-am dus bine, să zicem o medie de 3:08-3:09 pe acolo, deci au fost sub 3:10 medie. Nu le-am forțat, am stat în zona, să zicem, confortabilă, dar în partea de sus, eram puțin la limită. Sunt mulțumit, ținând cont că e primul antrenament de intervale după o pauză destul de lungă de la antrenamente intense. Încă 4 km de revenire, după care mergem la gheață. Hai! Cred că am exagerat puțin cu gheața și neobișnuit, că nu am mai făcut de mult timp. Dar e bine, nu pot face reprize foarte lungi, așa că, nu știu, măcar 4-5 reprize de 20 de secunde dacă reușesc să stau. Și sper ca zilele viitoare să reușesc măcar să ajung la reprize de un minut. Dar e foarte multă gheață, de foarte, foarte rece. Am pus foarte multă gheață dimineața când am venit și e super rece apa. A few moments later.